Bună ziua, sunt Cătălin Gorea și vă invit la News Show. Iată câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această ediție. Dezamăgiți de rezultatele negocierilor cu autoritățile, fermieri au reluat protestul. Aceștia au pornit cu tractoarele pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Avem detalii la știri. Un copil de 3 ani din Soroca care a venit recent din Federația Rusă a fost diagnosticat cu rojeolă. Minorul, dar și persoanele cu care a contactat, nu au fost vaccinate împotriva acestei boli. Este al doilea caz de rojeolă înregistrat în țară de la începutul anului curent. Și-ar fi folosit fiicele pentru a câștiga peste 60.000 de euro. Bărbatul, care este pedagog de profesie, filma și fotografia scene pornografice cu cele două fiice minore, după care le vindea. Acesta a fost trimis pe banca acuzaților. Ceriți că bărbatul, vă spunem la știri. Centrul orașului este blocat de fermieri care au pornit acum câteva minute cu peste 100 de tractoare pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Să urmărim imagini filmate de TV8 cu puțin timp în urmă. Colegul meu, Sergiu Gurdiș, vorbește de aproape ce se întâmplă în centrul capitalei și vine cu ultimele informații. Bună ziua, Cătălin, bun găsit, doamnelor și domnilor. Este haos la această oră în centrul Chișinăului. Și de tractoare s-au pornit acum câteva minute pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Acestea vor merge în coloană prin fața Parlamentului și a Președinției și vor ajunge la sensul giratoriu de pe strada Calea Ieșilor, după care vor reveni aici în Piața Mare Adunării Naționale. Fermierii speră că prin acest mod de a se manifesta vor fi mai auziți de către autorități, care ei până acum nu a făcut aproape nimic pentru a le îndeplini ceva din solicitările lor. După amiază, fermierii mai au planificat astfel de marșuri. Trebuie să vă spun că acum totul este blocat. Dacă vedeți în imagini, tractoarele merg rând, bară la bară, cu mașinile simple. Nu am văzut deocamdată oamenii legii care să fluidizeze oricum traficul rutier. Situația este una destul de tensionată. Fermierii spun că așteaptă un răspuns clar astăzi din partea autorităților. Ei speră că în fața lor va ieși astăzi premierul Dorin Recean. Trebuie să menționez că fermierii au venit astăzi la protest și cu 3 saci de bălegar, pe care spun ei că vor încerca să îi verse în fața președinției, în fața Parlamentului și în fața guvernului. Precizez că fermierii au semnat declarații prealabile privind organizarea de marșuri cu tehnică agricolă pe tot parcursul acestei săptămâni. De dimineață ei au vrut să facă un marș în prejurul clădirii guvernului, însă se pare că autoritățile nu le-au permis acest lucru. Ieri fermierii au avut o discuție cu șefa statului Maia Sandu, dar și cu președintele Comisiei Agricultura Parlamentului Alexandru Trupcă, însă după aceste discuții fermierii s-au arătat foarte dezamăgiți. Ei spun că nu au primit nimic concret, iar toate discuțiile au fost foarte vaci. Precizez că relațiile dintre fermieri și autorități s-au răutățit brusc săptămâna trecută, după ce Guvernul Republicii Moldova i-a anunțat că nu le poate îndeplini nici una din cele două reivindicări de bază ale lor. Este vorba despre instituirea unui moratoriu la plata penalităților pentru creditele achitate în întârziere, dar și
Alocarea din anul 2024 a 500 de milioane de lei sub formă de compensații la culturile de porumb și floarea soarelui. Noi rămânem deocamdată aici. În aceste momente tractoarele se îndreaptă spre bulevardul Ștefan cel Mare până la sensul giratoriul de pe strada Calea Ieșilor. Vom reveni cu detalii despre cum va evolua protestul astăzi în jurnalul de la ora 17. Sergiu, îți mulțumesc, iar noi continuăm. Doi moldoveni despre care procurorii afirmă că au reușit să pună mâna pe carburanții unei companii petroliere vor fi judecați pentru escrocherie și spălare de bani. Aceștia riscă până la 15 ani de pușcărie. Astfel, oamenii legii au identificat un grup de persoane care, prin diferite scheme infracționale, au pus în vânzare peste 4.000 de tone de motorină, proprietate străină. Prin intermediul companiei ce aparține învinuiților, combustibilul era livrat și vândut în nume rar altor agenți economici decât cei indicați în facturile fiscale, iar banii obținuți din vânzări ajungeau direct în buzunarele figuranților, fără să fie declarați și impozitați. În scopul recuperării prejudiciului, a fost aplicat sechestru pe bunurile învinuiților, în valoare de aproximativ 14 milioane de lei. Învinuiții nu și recunosc vina, cauza penală fiind trimisă pentru examinare în fond la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Focar de infecție extrem de contagioasă la Soroca, un copil de 3 ani a fost diagnosticat cu rojiolă, anunță Ministerul Sănătății. Cazul a fost depistat la un băiețel revenit recent cu familia sa din Rusia. Părinții au apelat la medici cu băiatul ce avea febră înaltă, ochi inflamați, lacrimare și tusă uscată. Rujeola este considerată o infecție extrem de contagioasă, care se transmite pe calea aeriană. Dacă nu se ia tratament în primele 3-4 zile, atunci apar și pete roșii pe piele, care se extind pe tot corpul. Copiii nevaccinați riscă să dezvolte complicații, printre cele mai frecvente fiind laringita și pneumonia. Acesta este al doilea caz de rujeolă registrat în Moldova în 2023, după 2 ani în care infecția nu a mai fost întâlnită. Deși gradele de vulnerabilitate energetică nu au fost încă stabilite, unii locuitori ai capitalei au primit deja facturile la căldură, fără compensații. Autoritățile dau vina pe proceduri și asigură pe cei care au primit deja facturile pentru termoficare că pentru noiembrie compensațiile vor fi aplicate retroactiv în factura următoare. Aceasta este o factură pentru luna noiembrie, primită zilele trecute de un locuitor al capitalei. Potrivit cifrelor din factură, acesta ar trebui să achite peste 1.400 de lei pentru agentul termic. Este o sumă integrală, fără compensații, deoarece gradele de vulnerabilitate nu au fost încă stabilite. Potrivit ministrului energiei, Victor Parlicov, astfel de facturi au primit doar cei care fac parte din asociația ale blocurilor locative. Din câte înțeleg eu, nu ar fi eliberat facturi termoelectrică până la desemnarea gradelor de vulnerabilitate. Posibil că au fost niște facturi pe intern, deci de la gestionare fondul locativ către cei care trăiesc în condominiu. Posibil că au fost în blocuri în care au centrale termice individuale pentru un bloc sau pentru un grup de blocuri, dar din câte cunosc eu, termoelectrica nu a eliberat facturi. Dacă, repet, chiar și dacă compensațiile vor rămâne în vigoare și chiar dacă va fi nevoie, vor fi corectate și facturile. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dacă furnizorii mari vor trimite facturile doar după stabilirea gradelor de vulnerabilitate, clienții asociațiilor de locatari și cei ai furnizorilor mai mici își vor primi facturile mai devreme, iar recalculul li se va face din luna următoare. Asociațiile și o minoritate de furnizori, doar cei de energie electrică, au cumva anumite proceduri mai specifice. Noi, furnizorii cei mai mari, în Moldova Gaz, Termoelectrica, urmează să trimită facturile oamenilor după ce se acordă deja acest grad. Deci suntem într-o comunicare constantă, dar un număr mic de oameni vor trebui să aștepte până în luna decembrie. Autoritățile promit că în următoarele 2 zile vor fi atribuite gradele de vulnerabilitate, iar cei care au primit deja facturile vor beneficia de compensații retroactiv. Adică factura din ianuarie va include atât compensația pentru luna noiembrie, cât și pentru decembrie. În cazul în care facturile au fost emise până în data de 4-5 decembrie, atunci când oamenii își vor afla categoria de vulnerabilitate energetică,
Deci categoria le va fi aplicată începând cu luna următoare. Asta înseamnă că chiar dacă nu au primit acum compensația în factură, pentru că acești furnizori, asociațiile nu cunoșteau gradul de vulnerabilitate încă, aceste persoane vor primi în luna următoare, retroactiv, compensația și pentru luna noiembrie. Până în prezent, pe platforma compensații.gov.md s-au înscris 746.000 de cetățeni. Un tată acuzat de exploatarea fiicelor pentru materiale pornografice a fost trimis pe banca acuzaților. Bărbatul, care este și pedagog, este învinuit de abuz sexual și distribuire de pornografie infantilă. Potrivit procurorilor PC Cox, individul de 54 de ani este acuzat că în perioada 2018-2022 ar fi mers cu fiica sa de 6 ani în mai multe sejururi peste hotare, timp în care a exploatat sexual pe copilă. Acesta și mai obliga mezina să pozeze în ipostaze cu caracter sexual, imaginile fiind vândute ulterior pe internet. În timpul anchetei, oamenii legii au descoperit că în 2013 tatăl inculpat a publicat pe internet un album cu numele fiicei mai mari, care atunci avea 11 ani, ce conținea imagini cu caracter sexual. Fotografiile au fost furnizate spre accesare contra cost pe pagina de internet din Rusia. Pentru conținutul cu caracter sexual, învinuitul a primit peste 60.000 de euro de la un cetățean străin, care îl plătea regulat pe bărbat. Acum, așa zisul pedagog, riscă până la 20 de ani de închisoare pentru faptele comise. Un lingon din aur și peste 100.000 de monede au fost găsite în bagajul de mână a unui moldovean ce revenea acasă din Franța. Bărbatul a fost prins cu bunurile nedeclarate de Vami și de la Leușeni. În postul vamal Leușeni, funcționarii vamali în comun cu polițiștii de frontieră au deconspirat intenția unui conațional de a introduce ilegal în țară un lot de articole presupus de metal prețios. Urmarea controlului vamal, în geanta de mână, au fost depistate bunuri nedeclarate, 103 monede, un lingou și două medalii. Cazul a avut loc astăzi, 5 decembrie, în timpul verificărilor bagajelor pasagerilor de la ruta Franța-Moldova. Luat la întrebări de Vameș, bărbatul în vârstă de 36 de ani a declarat că a cumpărat cele peste 100 de monede cu doar 300 de euro, iar lingoul din aur l-a costat 800 de euro. Obiectele au fost ridicate și sunt pasibile confiscării. Ancheta urmează să stabilească atât proveniența bunurilor, cât și valoarea lor pe piață. Verzi, pufoși, naturali sau artificiali, pomii de Crăciun au invadat magazinele și piețele din țară. Comercianții spun că s-au înarmat cu brazi pentru toate gusturile și buzunarele, doar că deocamdată nu se laudă cu vânzări prea mari. La rândul lor, cumpărătorii cred că încă e prea devreme pentru a împodobi bradul, în timp ce alții se gândesc să scoată și în acest an pomul de Crăciun din debara, deoarece unul nou îi costă prea mult. Deja foarte mult de lucru. Zilnic aproximativ câți faci? 20-30. La fabricile de brazi artificiali se muncește acum de cuzor. Toți sunt puși pe treabă pentru a scoate pe piață în următoarele zile cât mai mulți pomi de Crăciun. Muncitorii de aici confecționează brazi nu doar iarna, astfel că anual reușesc să vândă peste 50.000 de unități. Doar că acum ritmul e mult mai intens. O parte din brazii artificiali sunt pentru export, dar cei mai mulți ajung în magazinele din țară. Dana Ojovanu muncește de 5 ani în această fabrică și spune că drumul pomilor de Crăciun este destul de lung. Până ajung să aducă atmosfera de sărbătoare în casele oamenilor, aceștia trec prin multe etape. De exemplu, fac crenguța pentru producerea bradului. Noi o facem, pregătim crenguța, după asta pleacă la băieți, se formează bradul deja, să-l strângă. După un drum anevoios, coniferele artificiale ajung în magazine unde bucură ochiul cumpărătorilor, iar celor care vor să-și ia unul acasă le golesc buzunarele. Prețul acestora începe de la 200 de lei pentru unul mic, în timp ce brazii mari pot depăși cu mult suma de 10.000 de lei. Dacă nu țineți cu tot din adinsul să aveți miros de brad în casă, puteți opta pentru un pom de Crăciun artificial. Aceștia sunt cu adevărat ca din povești și vă pot servi mulți ani înainte. Doar că o astfel de achiziție vă va bate puțin la buzunar. Cei mai scumpi sunt cei din categoria 3D, sunt din silicon și seamănă izbitor de mult cu cei naturali. Prețul acestora poate să ajungă și la 11.000 de lei. Avem trei tipuri de categorii de brazi, brazi din peliculă PVC, brazi plastic PE sau le mai zicem noi crenguțe 3D,
și pin artificial. Diferența între silicon 3D și crenguțele simple 2D PVC este între aceea că e 3D-ul are o durată de viață mai mare, ca și 10 ani, 15, 20, dependență cum este păstrat. Printre puținii cumpărători pe care i-am întâlnit este și această femeie. Ea spune că își dorește un brad artificial pentru că nu le cad acele ca în cazul celui natural. Putem pentru un artificial pentru că este aceeași atmosferă de Crăciun, iar dacă dorim un pic mai mult miros de brad, mergem în parc și savurăm din plin sau la munte. Totuși, sunt oameni care nu concep sărbătorile de iarnă fără miros de brad în casă. Iar cei care nu vor ca pomii de Crăciun să ajungă la gunoi după sărbători, îi cumpără în ghiveci, pentru ca mai apoi să-i sădească în grădină sau chiar în curtea blocului. Aceștia au fost aduși din pepiniere și sunt deja puși în vânzare. La magazinele din capitală, prețul brazilor variază în funcție de mărimea și aspectul fiecăruia. Totuși, dacă optăm pentru un brad în ghiveci, astfel ca după sărbători să-l plantăm în grădină, va trebui să scoatem din buzunar minim 180 de lei. Atât costă cei mici, pentru că prețul celor mai mari, de aproximativ 2 metri, ajunge la 1800 de lei. Oamenii care trec pe alături îi admiră, dar încă ezită să-și ia unul natural pentru a avea în casă și miros de brad, sau unul din plastic cu avantajul de a se bucura de el cât mai mulți ani. Ну, больше предпочитаю, конечно, натуральную, потому что это атмосфера, это аромат в доме. Ах, это хорошо, когда она искусственная и не сыпется, но натуральная иногда в приоритете. Сигурк и кумирос, пентру копи, атмосфера анкаса, да. Ну, майка и прецур, кам скумпе. Comercianții nu sunt îngrijorați că deocamdată cumpărătorii nu dau năvală și spun că oamenii încep să cumpere brazii de la mijlocul lunii decembrie, astfel ca aceștia să reziste până la sărbători. Brăduții naturali la ghiveci necesită și o îngrijire. Când spun de îngrijire, mă refer să fie udați regulat și după sărbători nu se scot direct afară, pentru că este un stres pentru plantă de la plus 20 de grade să fie scos afară direct la minus 5, minus 10 grade. Oamenii își vor putea alege un pom de Crăciun și la târgurile de braz care urmează să fie deschise în toate sectoarele capitalei. Gelul năprasnic a pus stăpânire pe mai multe țări din emisfera nordică și dacă europenii cu greu fac față vremii severe, siberienii spun că s-au obișnuit cu frigul și nu îi sperie temperaturile de minus 50 de grade. Oamenii se îmbracă bine și își văd de rutina zilnică. Vremea arctică a cuprins regiuni întregi din Rusia. În cel mai rece oraș al planetei, temperaturile au scăzut până la minus 58 de grade Celsius pe alocuri. La piață, peștele este ambalat doar în pungi sau cutii, fără a mai fi păstrat la congelator. Comercianții s-au îmbrăcat bine și își văd de treabă. Nici cumpărătorii nu se sperie de frig. Oamenii spun că s-au obișnuit deja cu temperaturile extrem de scăzute. Привык к морозу. 45 лет на севере живу. Тепло одевайтесь и настроение, и добро в душе, чтобы было. Tânărul din imagini spune că a venit special în Iacutia să experimenteze frigul nordic. El s-a pregătit din timp de această călătorie și și-a procurat haine călduroase. Если бы я не готовился, приехал как обычный турист, там, в том, что в чем хожу в Астрахани, допустим, здесь бы я тут же замерз, там, буквально за 10 минут, наверное. Конечно, холодно, ощущается на лице, вот, допустим, и не сразу тут же садится. Если послушать свою куртку, то она обычно мягкая, когда выходишь на мороз, она сразу становится как полиэтиленовый пакет. Вот. Или телефон, допустим. Вот я вчера вышел, у меня на телефоне было 90% зарядки, я держал его в руках. Он буквально за 15-20 минут сел в ноль сразу. În schimb, europenii, chiar și cei care locuiesc în nordul continentului, cu greu fac față vremii severe. Școlile din Scoția rămân închise chiar și la două zile de la ninsorile abundente. Unii vizitatori au rămas blocați în Cumbria după ce stratul de zăpadă a atins în câteva ore 20 de centimetri. The snow came down and we thought, oh, it's really pretty. And we thought, oh, that's great. And then in the evening, we were supposed to be going on a Sunday, and we were just stuck. We were advised not to leave. All the roads were closed.
we should be at work today, but we've all sort of let everybody know. And but we were just advised when we were thinking about it yesterday, and we were, you know, umming and ahhing about whether to go or not. We actually saw somebody in the car park, and she said that it took them about 5 hours or something to just get from like Windermere to here. După ninsorile abundente din weekend, pe drumurile din Regat s-a format polei, fapt ce a provocat numeroase accidente rutiere. Drept urmare, circulația pe mai multe șosele a fost sistată. Meteorologii au anunțat cod galben de vreme și pentru astăzi, în timp ce salvatorii și serviciile specializate lucrează în continuare la lichidarea consecințelor. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la miezul zilei. La ora 15 venim cu știri în limba rusă. Să aveți o zi cât mai reușită!